La numai 30 de ani, Vlad Ivaniuc este interpretul care a trecut de la XX le lasă, topind 30 de kilograme prin ambiție și disciplină, și care ulterior s-a apucat de cântat folclor, pentru celebrarea noi etape din viața sa. Deși a trebuit să muncească din greu toată viața, Vlad consideră că, în sfârșit, se văd și rezultate. Povestea sa este una emoționantă. Artistul lucra ca agent de pază și în trecut se lupta cu complexele și nemulțumirile fizice cauzate de kilogramele în plus până într-o vară când, uitându-se în oglinda hotelului unde își petrecea vacanța, a realizat că e foarte departe de tot ce își dorea de la viață. Așa că, pentru a-și recăpăta stima de sine, a început să-și schimbe radical stilul de viață și să se dedice cântecului, care i-a fost alinare în momentele grele din viață. A început dieta, a muncit din greu și, după câțiva ani, astăzi a ajuns să resimtă și iubirea publicului.